Bună ziua, bun găsit tuturor! Este vorba despre o dronă militară americană MQ-9 Riper în valoare de peste 15 milioane de dolari. Din primele date, aparatul de zbor s-a prăpușit pe terenul unei ferme pe un lan de soia în jurul orei 14 și 15 minute. Din fericire, nu s-au înregistrat pagube materiale, iar nicio persoană nu a fost rănită la sol. Perimetrul în care aceasta a căzut a fost înconjurat, iar militarii au blocat accesul. Primele cercetări le fac cei de la baza aeriană și anume militarii americani. Deocamdată nu se cunoaște cauza pentru care această dronă s-a prăbușit, dar Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a spus că ar putea fi vorba de o combinație între o problemă tehnică și o eroare umană.